Bun găsit, doamnelor și domnilor, dacă de la ora 11 am vorbit despre ce punem pe masa de Revelion, ce bucate punem pe masa de Revelion și am avut aici o demonstrație de forță cu un purceluș de lapte, dacă nu ați prins, păcat că n-ați prins spectacolul de la ora 11, dar pentru că o masă nu poate să fie completă fără băuturile fine, pentru că da, de Revelion ar trebui să facem totuși niște eforturi să punem niște băuturi mai bune pe masă, un vin pe care să-l alegem și cum să-l alegem, pentru că un vin nu trebuie neapărat să fie scump ca să fie un vin bun. Așa că am chemat doi oameni pasionați de vinuri, alături de mine Eugen Terișcă, degustător autorizat al României, care a venit aici cu niște ustensile pe care ni le va prezenta și ne va explica, și Andrei Vulpescu, blogger pasionat de vinuri. Bine, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că sunteți alături de mine. Vom vorbi despre experiența ta, cum ai descoperit tu vinurile, ce preferințe ai și ce ai recomandat, dar întâi aș vrea să vorbim despre degustare. Cum se face o degustare de vin? Corect. Pentru că oamenii se gândesc, domnule, mă duc la degustare, mă cherchelesc, plec de acolo pe patru cărări. Ce înseamnă de fapt? Cum se petrece o degustare? Care sunt regulile? O degustare sau, în termeni tehnici, o analiză organoleptică a unui vin se face în mai multe etape. Totodată avem nevoie de mai multe ustensile pentru a-i face această analiză. În primul rând, materialul, adică vinul care îl degustăm sau îl analizăm, și avem nevoie de mai multe ustensile. Paharul, care la fiecare vin avem nevoie de un pahar special, avem nevoie de o lumânare și un suport de lumânare. Ce avem? Avem și paharele, avem și suportul de lumânare? Avem nevoie de un tirbușon, avem nevoie aici de un drop stop sau un picurător, îi spunem noi, care este o folie de aluminiu, se îndoaie ușor, se introduce în sticlă pentru a evita prelingerea vinului pe sticlă când îl servim. Și bineînțeles, avem nevoie de mediu optim pentru a degusta vinul. Ce înseamnă mediu optim? Întâi trebuie să avem o atmosferă prietenească, bineînțeles, sau una organizată din punct de vedere profesional, acum depinde, putem face o degustare în familie, între prieteni, să ne dăm cu părerea despre fiecare vin, multitudinea și sortimentația este foarte mare în ultima vreme, sau putem face o degustare profesionistă cu oameni profesioniști și atunci avem nevoie de mediu propice. Mediu propice ce înseamnă? Avem nevoie de o cameră, nu o temperatură ridicată, nici scăzută, încât să avem și noi confort, dar și vinul să fie care la temperatura optimă? Este temperatura camerei, dar temperatura camerei ne referim nu la cea din zilele de astăzi, când oamenii nu mai pot de căldură, își dau până la 30 de grade Celsius în casă, da? Vorbim undeva la 18 grade Celsius. Asta era temperatura camerei pe vremuri când oamenii își depozitau vinurile în castele. Asta era 17-18 grade. Acum omul își duce temperatura cât vrea el din butoane și atunci nu mai vorbim de temperatura optimă. Avem nevoie de un mediu la fel, cu lumină foarte bună, fiindcă avem nevoie de luminozitate mare ca să vedem transparența și lipiditatea vinului. Avem nevoie de cunoștințe. Și cunoștințele din ce punct de vedere? Când analizăm un vin, trebuie să ne folosim și să avem toate organele funcționale când analizăm un vin. Ce înseamnă asta? Ochi, nas și gura să fie funcționale. Da? De ce? Toate aceste trei organe, inclusiv și cel mai mare organ al corpului omenesc, și anume pielea, ne ajută la această analiză. De ce zic pielea? Adică vinul ne indică temperatura de consum al vinului optimă. Și avem două pahare de vin acolo diferite. Care avem, și care? Avem mai multe pahare. Eu am adus doar două, fiindcă aici trebuia să vă umplu masa cu toate ustensilele pe care și le folosim. Și nu ne referim la cel de apă. Care e și nu ne referim cel de apă. Am încercat să-l ascund să nu se vadă că folosesc apă. Cum se zice, apa în vin nu e bună. Dar lângă, da, este perfectă. Chiar avem nevoie de ea. Avem două pahare clasice, le spunem. Avem o flută pentru vinurile spumante, da? Vinurile se împart în mai multe categorii și avem vinurile efervescente, și anume cele spumante, și vinurile liniștite. De altfel, după culoare, după gust, după au o grămadă de criterii de clasificare. Și anume, avem nevoie de o flută și un pahar. Acesta este un pahar de vin universal, îi spun eu. Nu este un pahar de degustare, de analiză profesionist. El este mai mic, în tip la alea, cel profesionist nu este ocupat de mare. Dar ăsta îl putem folosi atât la vinuri albe cât și la vinuri roșii. Pentru analiza soiurilor, acum depinde, dacă vinul este tânăr sau este maturat, avem nevoie de cupă mai mare. De ce? Pentru aerare. Și bineînțeles, avem nevoie și de un decanter. Dacă aduceam toate ustensilele, era destul de complicat.
Și aici avem un suport foarte frumos pentru vin aici și avem mai avem încă două elemente. Două accesorii, da. Două accesorii. Aici avem un dop special pentru vinurile spumante, vinurile cu dioxid de carbon. De ce? Îl desfacem, consumăm, dacă suntem două persoane, trei, consumăm două, trei pahare din el, după care ce facem cu vinul? Dopul de, nu se mai poate, dopul original nu se mai poate pune și atunci avem un dop special cu pârghie metalică care ține sub presiune și dioxidul de carbon nu se evaporă din sticlă și atunci putem consuma și a doua zi la fel de bun acest vin. Și mai avem aici lingurița? Cum? Nu, este un test, test wine, este semnul distinctiv a somelierilor. Se toarnă vin în ea? Se turna vin în ea. Se înainte, pe vremuri. Pe vremuri. Ca când, să verifici dacă nu exact, e ceva că vinul regulă, nu e otrăvit, da. Erau acei paharnici ai regilor care aveau câte o ustensilă din asta și își puneau câte un pic. El are niște orificii, se reflectă și în funcție de calitatea vinului își dădeau seama dacă vinul este degustat. Bineînțeles, el gusta, se risca pentru regele lui, făcea orice. Asta e. Să trecem acum la experiența celui care merge la degustări. Care a fost prima ta degustare? Când ai început să descoperi vinurile și să te intereseze cu adevărat partea asta gastronomiei? Cred că acum 6 ani și puțin. Am început cu o prietenă care deține un wine bar în centru vechi și acolo am început ușor-ușor să cunosc lista. Pe vremea aia, dacă mi-aduc bine aminte, nu erau atâția producători români. Este o explozie în ultimii ăștia 6 ani. Adică uneori nici nu-ți dai seama dacă de la un an la altul, când te duci la târg, mai vezi nume noi și zici, da, de când au apărut, că nu știu. Ceea ce înseamnă că piața este într-o mare dezvoltare. Deci, dacă mă uit în spate acum 6 ani și vin în zilele noastre, nu-ți vine să crezi cât de mult a putut să crească. Este o piață foarte dinamică. Exact. Acum 6 ani, cred că erau spirtoasele, berea, nu că n-ar mai fi berea, că românul bea bere, că e ieftină și la sticlă mare, cum ar veni. Știi, când vorbeai tu de consum. Numai că vinul nu este neapărat consum, adică nu bei ca să te înveți, nu asta e ideea de a bea ca să te înveți, pentru că fie vorba între noi, nici nu poți să bei așa cantități cum se bea vinul ăla de țară, care, mă rog, nu discutăm acum ca să ne înjure jumate de populație a țării, cel puțin, despre calitatea lui și așa mai departe. Aici nu prea poți să te înveți așa. Păi nici noi nu vinurile, nici nu vorbim despre asta. Cu vinurile nobile. Plăcerea de a încerca. Sunt niște argumente cât se poate de pragmatice. Pe de o parte, prețurile care nu îți dau voie să bei o damigeană. Da. Și pe de altă parte, nu știu dacă reziști, adică e complicat. De volumul alcoolic. Exact, asta vreau să spun. Și la mine, lucrurile au evoluat încet, încet. Ușor am început să-i cunosc și pe oamenii din industrie, pe oamenii care, mă rog, fie că erau somelieri, fie că erau jurnaliști de vin, fie că erau, nu știu, oameni care țin cursuri despre asta, producători și așa mai departe. Am început să mă duc la târguri, am început să particip la degustări, unde am văzut tot felul de stiluri de prezentare a vinurilor în funcție de fiecare somelier în parte. Sunt unii care ți induc gustul și mirosul prin prezentarea lor, sunt alții care te lasă pe tine să simți. Pe mine, sincer, mă enervează cei care încearcă să-mi inducă gustul și mirosul. De asta le prefer pe cele blind, așa numite blind. Da. Chiar o să vă rog să ne explicați ce înseamnă o astfel de degustare în blind. Adică tu primești un pahar, nu știi ce e în el. Păi nu știi ce e în el, pentru că, spre exemplu, se anunță că se face o seară de fetească neagră, să spunem, care e soi românesc, da? Și acolo punctul meu de vedere nu mai este blind. Mă rog, da, e adevărat, da, în fine. Dar eu am participat, de exemplu, la o astfel de seară de fetească neagră. Și se adună nu știu câte etichete din piață, în funcție de organizator și ce reușește el să aducă acolo. Și se pun la degustare în blind. Tu nu știi exact ce bei. Bine, sincer, oameni care beau des un anumit tip de fetească neagră, să zicem, nu-i dau numele acum, care se duce foarte tare în gemul de prune, o să-l recunoască foarte ușor în momentul în care îl pun la nas. Deci, cumva e viciată povestea. Dar e fun să încerci să descoperi și încerci să notezi, iar la final ți se dezvăluie sticlele și vezi exact ce
anume ai votat și care... Dar bănuiesc că se fac în blan și ca să recunoști soiurile, nu? Păi da, asta ar fi farmecul, numai că aici uneori se întâmplă să fie un singur soi și atunci nu prea ai ce să mai recunoști, e clar. Sunt diferite, într-adevăr. Da, la concursuri blindurile sunt altfel. Aici e o chestie de gustare profană. Mm-hmm. Când vorbim de profesionism, e altceva. Da, corect. Nu ți se anunță ce soiuri ai, nu ți se anunță absolut nimic. Ai o fișă de notare, de analiză, unde ai toate, de la 1 până la 10, tot ce înseamnă limpiditate, culoare. Ți se aduce un vin, este într-o hârtie sau neagră de obicei, ca să nu poți să vezi nimic. Cei care lucrează și în vânzarea vinurilor atât de mulți ani, începem să cunoaștem inclusiv buza, dacă e. Dar ne dorim să nu fim influențați de buza sticlei și forma sticlei, că e o chestie subiectivă vinul, foarte, 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 foarte subiectivă. Eu lucrez în domeniul de 20 de ani și am văzut evoluția acestei piețe teribil și cât de subiectivă poate să fie. Cum zicea și colegul, da, un degustător bun sau un somelier bun poate să-ți influențeze atât notele și aromele pe care le găsești. Dar noi am vrea să-i influențăm pe cei care ne urmăresc și chiar să le dăm o sugestie, cum să aleagă un vin. Hai să zicem că avem totuși un buget nu foarte mare, nu ne aruncăm la vinuri premium, ne aruncăm la un vin decent. Ce fel de vin luăm? Putem să luăm inclusiv vinuri vărsate sau nu știu, ce să alegem? Ce să facem? Vinul vrac e puțin probabil să-l recomand vreodată să fie ales ca și vin însoțitor la masă. De ce? Vinul este o ființă vie, el în contact cu lumina, cu diferențele de temperatură lucrează și își pierde din calitate și din proprietăți. Plus, recipientul în care este păstrat acel vin influențează foarte mult calitatea vinului și diminuează notele și proprietățile lui. Și atunci eu sunt adeptul recomandărilor vinuri îmbuteliate la sticlă, sau este această formă nouă de îmbuteliere și anume bag-in-box. Uh-huh. Bag-in-box-ul este, cum zice tot consumatorul, vinul la cutie. Aha. Este într-o pungă termoizolată din trei straturi de folie de aluminiu, prevăzută cu o canea cu supapă ermetică. Acum, litrajul diferă de la 2, 3, 5, 10, 15 și 20 de litri. Dar acela este un vin de masă? Să înțeleg. Vinul de masă, ce este vinul de masă, ce vezi, nu, sunt vinuri soi. Sunt atâta vinuri soi cât și vinuri de masă, dar printr-o legislație ne spune, suntem constrânși ca peste un litraj de 10 litri, indiferent că eu în el îmbuteliez merlot sau chardonnay sau orice soi, îmi impune legea să scriu vin de masă. Mm-hmm. Din cauza pur și simplu a gramajului. A litrajului. Da. Așa. Dar sunt vinuri de foarte mare calitate, au scos producătorii. De ce? Ți este mult mai ușor de transportat, plus acea folie termoizolantă menține temperatura vinului, mai ales pe perioada verii, când te duci la un picnic, la o masă câmpenească, îl iei fain frumos și scapi de căratul sticlei, se sparge sticla, îți trebuie tirbușonul, îți trebuie tot felul de ustensile și de a-l transporta, de a-l desface. Și atunci acel bag-in-box foarte ușor i-ai dat, l-ai desigilat și l-ai pus. În ultima vreme, cererea a început să fie de vinuri premium pe aceste și pe acest tip de ambalaj de package și au apărut vinuri la 2 litri, la bag-in-box-ul de 2 litri, vinuri care nu pot să zic că e un vin ieftin la 20 de lei litru. Dacă dumneavoastră ziceți că e ieftin, nu știu, asta fiecare... Da, cum spuneați, ne poate spune colegul, 20 de lei vi se pare ieftin? Depinde pentru cine. Repet, și asta cu ce facem și ce îi sfătuim pe oameni, știi cum e, omul își alege vinul în funcție de motivul pentru care își alege vinul. Da. Dacă își alege un vin pentru a consuma mult, nu cred că se va opri pe raftul unde prețul sare de 25, să zicem. Se va opri pe raftul sub ăla cu 25. E posibil să găsesc un vin bun sub 25 de lei? Aici vreau să vorbim și eu și colegul. Eu vorbesc din punct de vedere a omului de vânzări și a omului de vin. Colegul va vorbi din punct de vedere a consumatorului, deci avem două puncte de vedere total diferite. Da. Și atunci o să-i dau voie ca și consumator, ca și... Consumator avizat. Consumator avizat. Să ne spună dacă găsim sau nu, după care eu o să vin cu completarea sau cu replica, dacă e... Acum, dacă stăm să transformăm în euro 25 de lei, asta înseamnă undeva la
4 euro, să zicem, rotund. 4,20 euro, ceva de genul. La 4,20 euro, dacă te duci prin străinătate, nu ai găsit neapărat ceva extraordinar în magazine. Și am aruncat-o noi, că am mai fost prin magazine, prin mai multe țări. Și am consumat vinuri din Grecia până în Portugalia, chiar și în Puerto Rico am luat vin din magazin. La 4 euro, adică nu poți să te aștepți la vreo mare experiență cu vinul ăla. Poate iei un vin pe care să-l răcești și să-l bei repede, să nu te intereseze foarte mult experiența respectivă. Aici, sincer, în România nu prea mă opresc sub 20 de lei, pentru că cumva este o chestie tot de educație, că te duci în vinurile alea cu bănuți pe ele, care, mă rog, nu mai știu ce calitate au acum, dar nu vreau să mă arunc în zona respectivă. În schimb, dacă urci undeva înspre 30, 35, 40 de lei, acolo cred că este plaja cea mai mare unde se cam poziționează majoritatea producătorilor. Și cred că, nu știu dacă nu cumva aici o să-mi spui dacă e adevărat sau nu, cred că acolo se fac cele mai mari volume în retail, nu? Nu cred că vinurile de 100 de lei fac cele mai mari volume. Nu, niciodată. Asta spun. Pentru că este cumva un preț decent și pentru omul care este, să spunem, în zona de mijloc a claselor sociale și pentru omul care își permite mai puțin, dar și pentru un om care zice, băi, nu am iau chef să mult, dau foarte mult astăzi, multe. Hai că-mi iau pentru că știu că e bun. Uh-huh. Spre exemplu, în Puerto Rico este cea mai nouă experiență. O sticlă de vin spumant era undeva la 15-16 dolari, ceea ce mi se pare decent. Și dacă te duci în magazin la noi, o sticlă, uite cum o avem pe cea de aici, bine, nu știu exact prețul ei, dar cred că tot pe acolo se duce, sau puțin sub. Sub, mult sub. Mult sub. Așa. Deci undeva, o găsești undeva între, cred că între 30-45, cam pe acolo, nu? Că tot piața reglează. Da, în magazin. Da. Deci cam 30-45 de lei. Deci cam pe acolo, înspre 12-13, cam pe acolo ar fi media, zic eu. O medie decentă, cu, unde poți să ai o experiență plăcută cu vinul. Sigur, dacă ai dare de mână și vrei să urci, că ele sunt pe rafturi peste tot. Sigur. O să vezi vinuri și la, nu știu, la Budapesta, de exemplu, am văzut vinuri de 500 de euro raft în anumite magazine. Avem și noi, în România. Da, dar asta ține de buzunarul fiecăruia. Nu putem acum să fim nebuni să le spunem oamenilor consumați vin de 500. Hai să nu exagerăm, știi? Deci, depinde de buget, depinde de motivație, depinde de locul în care o depinde să bei vinul ăla. Că dacă te duci la un mititel lângă București, în pădure, evident, n-are. Nu ai vreo mare experiență cu vinul ăla. Adică poți să ții niște spumante, să le bagi la rece și să le bei repede, dar nu prea ai ce să faci altceva. E un pic de aroganță. E un pic de aroganță, da. Nu, dar nu prea poți să faci altceva. Atunci, da, atunci merge, cum spunea colegul, cu bag in box-ul ăla, care este deci totuși o alegere. Deci e o variantă decentă, bag in box. Este o variantă decentă. Vinul la cutie. Deci nu fugiți de el, că nu înseamnă că e. Este nu. O variantă decentă, ca și varianta vinului vrac, în care umblă dintr-un recipient în altul, ia contact cu oxigenul și începe procesul de oxidare. Și aș mai vrea să mai spun un lucru. Dacă vrei să bei șpriț, de exemplu, pentru că românul este obișnuit, așa, este o chestie culturală asta cu șprițul, de care n-am scăpat. Dar așa de, cum n-am... De unde a pornit șprițul, știm? Măi, uite, asta o să-mi spui tu, eu nu știu, dar ideea este că nu este o ceva de condamnat, dar pe de altă parte este păcat să dai 200 de lei pe o sticlă de vin alb de calitate și să pui apă în ea, adică... E, își spune că e o blasfemie. Blasfemie, acum mi-ai bine, să pui apă în vin, cred că e o blasfemie din punctul nostru de vedere, în general. Acum nici nu putem să-i condamnăm pe oameni dacă este foarte cald și au un vin care nu este neapărat de calitate, că bagă niște apă în el, știi? Aici ar fi de discutat. E de discutat. Aici ar fi de vorbit. De unde a venit ideea de șpriț? Pe timpul, înainte de Revoluție, ca să nu folosesc alți termeni, vinurile de calitate foarte bună mergeau foarte mult la export. Și atunci, pentru consumul din piața din România, rămâneau vinuri de calitate inferioară. Cum știm, nu numai vinul era un produs de calitate inferioară pentru consumatorul din România, cam toate produsele erau de o calitate îndoielnică. Erau unele corobioară, nu? Și pentru a putea fi consumate, erau atât de jenante, omul punea apă în el ca să nu-i mai simtă gustul. Acum vinurile sunt de calitate superioară și ar fi păcat. Ce înseamnă, de fapt, ce căutăm la vin? Tocmai când punem apă în el, diminuăm notele și aromele pe care le găsim. Orice soi pe care le avem aici, eu, de exemplu, am venit, sunt un mare fan al soiurilor românești. Întotdeauna am discuții în contradictoriu cu mulți care îmi dau exemplu vinurile din Franța, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Avem și noi
Și, de exemplu, avem aici un spuman din fetească albă. Am venit cu un soi foarte, foarte vechi, românesc, Plăvaie. Am venit, care a fost și este repropulsat pe piața din România de un producător din Vrancea. Am venit cu șarba, care la fel este un soi specific zonei viticole din Vrancea, care același producător a început să o vinifice la standarde destul de înalte. Am venit cu un cupaj format din șarbă și Plăvaie, am venit cu o fetească neagră, am venit cu un rozet din fetească neagră. Deci avem și noi vinuri. Dar ca să mă apuc să pun apă, să-i diminuez notele și aromele, ca să nu mai îmi dau seama, tocmai ce vorbeam de degustarea în blind, îți dai seama de orice soi, după notele primare, ele sunt note primare, secundare și terțiere, notele primare sunt notele specifice fiecărui soi, cele secundare sunt date de modul de vinificare și aici vorbeam de, vreau să-l completez pe colegul fără să-l întrerup din discuția lui, de vinurile de-abia cantitativ și acum nu se mai poate. Deci înainte vinurile erau fermentate cu drojdii sălbatice care aveau volum alcoolic mic și atunci puteai să bei, cum zicea românul, cu găleata vin. Acum se folosesc drojdii selecționate, volumul alcoolic crește datorită acestui proces de fermentare. Deci vinul chiar e puternic. Revenim după publicitate, continuăm discuția noastră și eventual chiar o recomandare cum să alegem pentru felurile pe care le avem pe masă și încă o discuție interesantă, dop sau acest scrutin. Pilfer sau dop cu șurub? Dop cu șurub. Dacă un vin care are un astfel de dop este un vin pe care să-l ocolim sau nu, aflăm în câteva momente. Continuare despre vinuri, despre consumul moderat, bineînțeles, de licoare nobilă, pentru că vorbim acum despre un vin de calitate pe care l-ați recomanda. Vorbeam aici despre o limită de preț, undeva propunea Andrei Vulpescu, undeva pe la 20-25, acolo găsești... Am zis, hai să începem de la 25 în sus, da. Deși nu neapărat. Începând de acolo găsim un vin decent. Ce părere aveți dumneavoastră? Părerea mea este în felul următor. Eu am o vorbă. Vinul cel mai bun e cel care îți place. Corect. Degeaba încerc eu, ca și specialist, să induc sau să conving un consumator neavizat că un vin este foarte bun dacă nu e pe gustul acelei persoane. Îi pun în pahar și aromele sunt prea tare, volumul alcoolic prea tare, el obișnuit cu vinuri din astea, să le spunem, foarte soft din toate punctele de vedere, mă zic că vinul nu e bun. Și atunci cel mai bun vin e cel care îți place ție. Dar totuși trebuie să ținem cont de anumite criterii. Putem vorbi și de preț, dar prețul nu întotdeauna reflectă calitatea unui produs. Și nu vorbim numai în vinuri. Da? Prețul nu reflectă niciodată calitatea unui produs. Dar trebuie să avem cât de cât cunoștință despre soiul respectiv și, bineînțeles, despre producători. Chiar dacă, cum a zis colegul mai devreme, în ultimii 6 ani, piața este foarte dinamică și efervescentă și au apărut o grămadă de producători, plus producătorii care au fost până acum scot în fiecare an câte un vin nou, trebuie să ne informăm cât uși de cât și depinde pentru ce îl folosim. Sunt vinuri de consum rapid, vinuri tinere care le folosim pentru o petrecere și sunt vinuri foarte complexe care le folosim în a acompania un preparat complex. Pentru experiență. Pentru experiență, pentru a sta la un pahar de vorbă cu amicii, pentru seri memorabile și pe evenimente foarte sofisticate, avem toate categoriile de vin. Nu o să iau un vin, cum am vorbit cu colegul mai devreme, un vin foarte complex, să-l iau la iarbă verde să mă însoțească la un grătăraș. De asemenea, nu pot să iau un vin de consum rapid, un vin tânăr care e tânăr, el nu exprimă foarte multe, să-l iau să-l asezonez cu un preparat foarte complex culinar. Fiindcă nu e. Dar sunt oameni care își imaginează, sau nu, poate corect ce zic ei, dom'le, am primit un vin, cadou e mai bun așa, îl pun la învechit. Au. Se pune? E ok? Deci, cred că am cunoscut sute de persoane care, auzind în domeniul în care activez, mi-au zis, da, și eu am crama mea, am colecția mea, te rog să vii la mine acasă să vii, să vezi ce colecție de vinuri am. Și atunci, intrând, oamenii se uită urât la tine dacă le povestești că 80% din probele pe care le au în pivnița lor privată trebuie să le arunce, fiindcă sunt vinuri au fost la achiziție, la momentul primirii, sau eu știu cum au ajuns în posesia acelor produse, au fost vinuri tinere care nu au potențial
de maturare și ele mor în sticlă. Care e cel mai prost obicei al românului legat de... Mă rog, nu neapărat prost, cel mai păgubos, să zicem, obicei al românului legat de vin? Cantitatea pe care o bea. Nu folosesc vinul, îl folosesc ca pe apă, cumva. Și asta eu n-aș fi neapărat de acord. Adică, da, ok, poate că la o anumită vârstă, să zicem, până în 30 de ani, când încă ești tânăr și zglobiu și nu prea pui mare preț pe experiențe și pe zona asta gustativă, mai merge și un o bere la pet și așa. Că hai să fim serioși, toți am trecut prin anii 90. Sau la un grătar sau așa. Sau mai student și dar, bugetul e redus. Da, dar teoretic de la o vârstă de la 30 un pic încolo ar cam trebui să-ți mai rafinezi un pic gusturile. Și în zona de mâncare și în zona de băutură. Și aici nu mă refer obligatoriu doar la vin. Aici vorbim și despre un cocktail foarte, foarte bun, despre mixologie, da? Să descoperi lucrurile. Chiar și despre bere, de ce nu? Scuze, o să intrăm în conflict cu o doamnă care condamnă consumul de cocktailuri la bărbați, așa că ar fi bine să nu-i drink. Apropo de chestia asta, eu am avut ocazia împreună cu prietenii mei acum în vacanță să mergem într-un bar care era listat în top 50 mondial pentru cocktailuri și aș putea să o contrazic puternic. Dunea ei zice că numai fătălăi bea un cocktail. Da, e o doamnă care a devenit foarte cunoscută într-o perioadă virală. Dacă îi dau să bea un old fashion, s-ar putea să nu mai aibă aceeași părere. Vă rog. Dar ideea este că asta ar fi să privești vinul ca fiind ceva pe care să-l bei în cantități mari. Eu nu cred. Adică dacă bei vinul vărsat, cum spunea colegul, unde nu poți sau să ai neapărat ăla pe care îl iei la damigeană de plastic, acolo, ok, fă ce vrei tu. Dar nu, eu n-aș considera că bei vin neapărat. Da, acolo nu înseamnă pagubă. Da, fiindcă da, da. Este ieftin. Ieftin, corect. Pagubă, din punctul meu de vedere, este când... vrei să fii grandoman, te duci într-o locație de lux. A, cu șampania. Consumi un produs foarte complex și cel mai scump de pe lista meniu și comanzi și o băutură carbogazoasă, și anume cola, lângă... Combinată cu vin. Și îl combini cu vinul roșu. Da, pui o astfel de băutură recolitoare într-un vin de scump. Să nu faceți de lei, ceva. Aia mi se pare pagubă. Aia e crimă deja. Pagubă. Ai omorât vinul. Apa minerală, hai, dar... Pagubă. Se mai e o chestie. Ai văzut că de fiecare dată când sunt sărbători de-astea, Revelion sau mai știu eu ce, 1 mai la mare și așa, ai văzut cum beau snobii șampania? Cu 7-Up. Lasă asta, o beau cu gura de la sticlă direct. Produsul ăla n-a fost făcut pentru asta. Putem să arătăm de ce nu se bea vinul spumant cu gura direct de la sticlă și trebuie băut într-un pahar. Și dacă doriți, cât mai purtați un dialog, eu desfac și după aia arăt de ce se bea într-o flută și nu cu gura pentru de... Pentru că arată altfel. Nu numai. Nu numai. Da? Eu mă pregătesc și fac mai dezbateți. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, din păcate. Așa că revenim. Am vorbit despre vinuri și, bineînțeles, la finalul mesei, pentru că am vorbit și despre recomandările pentru Revelion, la finalul mesei se bea un vin spumant. Nu șampanie, că nu avem voie să-i folosim această titulatură, plus că sunt și modalități diferite de a obține acest vin, nu? Până la urmă? Nu. Seamănă. Seamănă. Metoda Champenois e o metodă de vinificare a vinului spumant și în România. Și nu avem voie să spunem că e origine controlată în Franța. Exact. Atâta tot. Da. E zonă controlată din punct de vedere legislativ, dar restul, metoda de vinificare și spumantizare e aceeași. E aceeași și este foarte important să avem un pahar special în care să bem șampanie. Avem o flută. Da. Eu am debușonat sticla. Să arătăm cum se folosește și acest dob special de păstrare. Da? Și de ce trebuie să folosim să nu bem din sticlă? Da. Odată este dioxidul de carbon care mărește volumul cavității bucale și dăm pe afară și ne scoge pe piept și arătăm dezgrațios. Ceea ce se și întâmplă în cazurile pe care le numeram eu. Plus, baroseneală, ca la baroseneală, da. Plus că frumusețea de a consuma un vin perlant, spumant sau frizant, indiferent, sunt aceste bule. Vedeți cum perlează? El perlează. Cu cât este mai fin perlajul, cu atât avem de a face de un vin de calitate mai bun.
cu teze este mai gherosier, înseamnă că vinul este de o calitate nu chiar atât de superioară. Cu cât durează acest perlaj, de asemenea vinul este de o calitate superioară. Și atunci, băându-l sau servindu-l direct din sticla de ambacaj și ambalaj, nu mai vezi frumusețe. Plus că nu-i mai simți gustul, fiindcă singurul lucru care papila gustativă sau cavitatea bucală percepe este dioxidul de carbon. Și ar mai fi aici o recomandare, că tot vorbim despre masa de Revelion și sigur că românul este obișnuit cu ideea de șampanie aia greșită, de altfel. Sigur, dacă oamenii își permit să-și cumpere șampanie, de ce nu? Că poți să găsești șampanie și la niște prețuri. E adevărat, nu la prețul comparabil cu spumatele românești, mult mai sus, dar nici foarte exagerat. Aici iar e o discuție destul de largă. Să încerce spumatele românești. Să încerce spumatele românești, pentru că și aici este o zonă în industrie care a explodat pur și simplu în ultimii ani și calitativ sunt foarte bune. Deja, eu de foarte mult, cred că de vreo 2 ani îi întreb pe producători și pe organizatorii de festivaluri de ce nu fac târguri doar de spuman. Pentru că cel puțin vara am observat în stațiunile de pe litoral că tinerii cer spuman. Poți să-ți dai răspuns? Da. Fiindcă varietatea momentan a producătorilor este foarte mică. Okay, fiecare producător are 1, 2, 3 maxim. Poți să faci un târgșor mai mic, pentru că sunt și târguri de vin mai mici. Unul se ține chiar aici lângă voi. Deci poți să faci, este un început, astfel încât omul să... Pentru că știi ce se întâmplă la un târg de vinuri? În momentul în care vine un producător și ți-a șterne pe masă o gamă destul de largă de sortimente, toate culorile posibile, și tu deja ai intrat și ai ajuns la el după ce ai degustat nu știu câte vinuri pe parcurs, nu prea mai simți mare lucru. Și atunci eu cred că ar fi interesant măcar o reuniune cu spumate aici românești. Aici este vorba de a fi profesionist? Păi da, dar nu sunt eu. Eu vorbesc aici despre, despre consumatorul general care vrea să vină să descopere. Într-un târg uriaș, cum este unul, că este un târg, slavă Domnului, mare în București, de altfel sunt vreo 5 anual. Cel puțin. Și fiecare are câte 2 ediții. Deci iată cât de mult a evoluat piața asta. Vin foarte mulți consumatori care sunt curioși, nu sunt neapărat cunoscători. Cunoscătorii se cam duc la punctul ochit când se duc la un târg de ăsta. Cam știu producător sau nu vin. Știu ce producător scoate nou și se duc acolo sau nu vin deloc. Dar omul care este curios nu prea știe încotro să se ducă. Și atunci el începe și se duce pe la toate standurile și dacă nu știe cum să bea, evident că pleacă pe 4 cărări de acolo. Nu e vorba de modul de a vedea. Până la urmă ai nevoie de o memorie olfactivă destul de lucrată pentru a ține minte atâtea note și atâtea probe. Și e greu. E greu. E greu pentru cineva. Trebuie să ai totuși niște înzestrări, nativ. Trebuie să fii nativ, ca orice atlet, ca orice sportiv, trebuie să ai niște chestii și seamănă, spuneați, cu arta parfumurilor, pentru că trebuie să ai niște calități asemănătoare, exact, așa se distinge notele. Și pentru că mai avem un minut. Ce înseamnă acel screw cap? Acest screw cap este o metodă de îmbuteliere a vinurilor pentru a evita dopul de plută sau defectul adopului de plută, și anume bușonarea. Da? Se face acea mâzgă, pluta este un produs natural cu orificii, prinde în contact cu aerul, ea prinde o mâzgă verzuie și când servești vinul are un gust amărui. Acest screw cap este, din punctul meu de vedere, cea mai ingenioasă metodă pentru vinurile tinere. Deci este doar pentru vinuri tinere. Da. Și nu neapărat înseamnă că e un vin garnitură, ieftin. Nu neapărat. Dacă ne ducem și vedem în magazinele specializate sau umblăm prin lume, o să vedem vinuri de 200-300 de euro cu metoda asta de screw cap. Nu mai ai nevoie după tine de un accesoriu și anume tirbușonul. Este destul de ușor și se păstrează. Și acestea fiind spuse, domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Vă urez un nou an fericit. La fel, împlinit. La fel, un an nou fericit. Vă mulțumesc frumos. Punem punct aici acestei discuții. Ne revedem de la fix la ora 14.